fiecare român poartă România în suflet oriunde l-a dus destinul în lume. Cu gândul la rădăcini, mai devreme sau mai târziu, aduce partenerul de viață să cunoască locul de unde se trage. Așa că, după o absență de 32 de ani din România, întâlnirea cu Alexandru Radu Mărmureanu, renumitul chirurg de origine română cu o carieră fabuloasă la Hollywood, a fost surprinzătoare și pentru noi. Formează viitori medici de peste 25 de ani, face acte de caritate și operează cazuri complicate oriunde este chemat. S-a implicat în domeniul cercetării în medicină în mod activ încă din anii facultății, în mod special în chirurgie cardiovasculară și toracică și este autorul unor invenții. Ne onorează prezența oaspeților noștri în TVR, locul încărcat de istorie în care au pășit cele mai importante personalități ale tuturor timpurilor. Chiar în prima zi a concediului programat acasă, în țara natală, medicul vedetelor din America a fost emoționat vizibil de contactul direct cu televiziunea națională cu care a crescut. Îmi face foarte mare plăcere să mă întorc în România după 32 de ani. Am crescut în România, am crescut uitându-mă la televiziunea română și am amintiri foarte plăcute. Gică Petrescu, Cerbul de Aur, de la Poiana Brașov, țin minte. Mă uitam cu părinții mei. De asta este chestia nostalgică aici. Locul este extraordinar, adică încă o dată am crescut la șosea, jucam tenis la Herăstrău. Sunt amintiri care mă leagă de acest loc și îmi face foarte mare plăcere să urmăresc un doctor pentru dumneavoastră. Și vă felicit pentru că este o emisiune extraordinar de bună. Bună pentru doctori și bună și pentru telespectatori care de fapt sunt pacienții noștri. Este foarte important ca și doctor și mai ales doctor român inovările pe care noi putem să le facem și, bineînțeles, școala românească de medicină este foarte, foarte bună. Eu am făcut facultatea de medicină la Craiova, sunt foarte mândru, am făcut pregătirea mea chirurgicală în New York, sunt în Los Angeles și am lucrat și încă lucrez pentru foarte multe inovări. Am o invenție, când operez pe valvele cardiace, noi am inovat, am făcut cercetare și am descoperit un inel de metal care poate schimba forma în valvă când aplicăm energie de afară, în acest fel să micșoreze leakage, cum ar fi, sau curgerea sângelui the wrong way prin inimă, în backwards. Deci dacă ai regurgitare de valvă mitrală, cum se numește, putem cu acest inel să micșorăm regurgitarea și în pacienți cardiaci care nu sunt candidați pentru chirurgie, putem să facem această procedură fără operare chirurgicală încă o dată, deci nu se face redo, pentru a micșora regurgitarea și, bineînțeles, a promova o calitate de viață mai bună pentru pacienți. Un doctor pentru dumneavoastră este o emisiune foarte utilă pentru medicii și pentru pacienții care vorbesc românește din toată lumea. Subiectele sunt ceea ce interesează pe pacienții în viața lor de zi cu zi. Doctorii sunt foarte buni, prezentatorii sunt foarte drăguți, joviali și deștepți. Emisiunea curge și întrebările ajută pe telespectatori în a învăța în continuare cum să se descurce cu bolile lor și de multe ori prevenția este mai importantă sau cel puțin la fel de importantă ca și tratamentul, îi ajută pe telespectatori în a învăța ce să facă ca să evite bolile și mai ales bolile chirurgicale în cazul nostru. Căutăm răspunsuri la întrebările dumneavoastră la TVR Internațional. Sugerarea mea pentru un doctor, pentru dumneavoastră, este următoarea. Continuați munca care este foarte bună, aceeași calitate și eventual pe cât posibil promovați emisiunea cu cât mai mult în rândul românilor de pretutindeni, pentru că eu sunt foarte convins că eu să consider emisiunea noastră foarte utilă pentru ei. Un medic bun este un medic care are grijă de pacienți. Noi spunem în medicină că taking care of patients, it's taking care of patients. În alte cuvinte, a avea grijă de pacienți este știința de a avea grijă de pacienți. Trebuie să fii disponibil 24 de ore, trebuie să fii ethical și, bineînțeles, să ai o pregătire foarte bună. Ceea ce eu
eu promovez prin discursii și prin operații chirurgicale în toată lumea aceste valori chirurgicale și mai ales pentru a antrena chirurgii tineri în aceste trepte pentru a forma chirurgii noi. Eu călătoresc foarte mult, educ foarte mulți medici, de fapt studenți, rezidenți de chirurgie cardiacă, rezidenți de chirurgie generală de peste 25 de ani. Sunt diferite nivele, sunt diferite calități de oameni. Chirurgia pe inimă și pe plămâni este dificilă și antrenamentul este lung, peste 10 ani, și dedicația este foarte mare. Deci, având aceste calități, încă o dată, de a fi disponibil, de a lucra foarte mult, de a te conforma jurământului Hipocrate, ajută foarte mult chirurgii în formarea lor, nu numai formare tehnică, dar și formare dintr-un punct medical și etical. Eu fac cercetare în medicină și în chirurgie de foarte mult timp. De fapt, sunt încă o dată mândru de Școala de Medicină din România. Am început cercetarea în timpul Facultății de Medicină la Craiova. Am continuat cercetarea la New York University când făceam rezidența mea de chirurgie generală, care se numește Basic Science, de fapt cercetare de laborator, terapie genetică. La Mount Sinai, în anii 90, am continuat cu cercetarea robotică. Deci facem operația de la o consolă robotică, pacientul este 10 metri de noi în sala de operație, sau poate să fie 1000 de kilometri de noi, eu sunt în Statele Unite, pacientul este în Europa, sau pacientul poate să fie pe un battlefield, undeva unde se luptă. Aparatul robotic este, pentru operat, este cu mine în America și armele robotului, să zicem că sunt în Afganistan. Am continuat cercetarea în Statele Unite, se numește chirurgie robotică, și la ora actuală facem și chirurgie pentru bolile aritmice ale inimii, cu alte cuvinte, cu videocamera robotic, merg și tai nervi care enervează inima și provoacă aritmii care poate să fie letale. Sunt foarte mulți cercetători români, ceea ce care vine primul este decanul meu de facultate de la Craiova, profesorul Petre Georgescu, a fost un titan de chirurgie generală și al cercetătorilor din România în anii 80, când i-am făcut facultatea. M-a ajutat foarte mult și pot să spun astăzi că eu am ajuns chirurg datorită lui și părinților mei, care au fost medici la Govora. Tatăl meu era medic radiolog și mama mea medicină internă, dar vreau să dau credit încă o dată Școlii de Chirurgie Generală de la Craiova, care au fost foarte instrumentali în a mă ghida și m-a ajutat să ajung chirurg împlinit, cu alte cuvinte, în Statele Unite la ora actuală, pe inimă și pe plămâni. Medicina trece pentru un timp foarte interesant la ora actuală, pentru că este un paradigm, este o altă treaptă de a dezvolta. Adică, în primul rând, bolile cardiace, deci operez pe inimă foarte mult, se schimbă, pentru că putem să facem chirurgie endovasculară. Deci nu mai deschidem pieptul la ora actuală, mergem prin artere și punem stenturi, să fac proceduri. Sunt medicamente care fac pacienții să pierde din greutate. Pierd din greutate, care de fapt foarte bine, au mai multe posibilități de a trăi bine și sănătoși, deci infarcturile cardiace sunt mai puțin. Terapii genetice. Sunt foarte multe noutăți în medicină care în următorii ani vor schimba medicina într-un mod diferit, dar pentru mine chirurgia robotică a schimbat deocamdată fieldul chirurgical, o să continue să promoveze. Ce le spun la pacienții mei, de ce fac incizii mari în piept? Pentru că am mâini mari și trebuie să le pun în piept. Dar dacă eu pot să fac chestia asta cu arme robotice care au mâini de metal foarte mici, toată operația se va schimba. Deci incizii nu mai există, durerea va fi mult mai mică și recuperarea foarte rapidă. Vreau să spun că România există în casa mea și în afara casei mele. Am crescut în România, bineînțeles, medic chirurg, cardiochirurg, cardiotoracic în Los Angeles. Am crescut în România, jucăm tenis la
Vâlcea, la Govora, la București și joc încă o dată foarte mult tenis și turnee în Statele Unite și peste tot. Am crescut și am făcut schi la Predeal și la Sinaia, continui să fac schi în continuare în toată Europa, am făcut helicopter skiing în Alaska, în Austria, deci continui aceste hobby-uri care le-am dezvoltat în România la alt nivel și în alte locuri. Am concurat la raliuri în România când am crescut aici, continui să fac curse de mașini la Le Mans, Daytona. Bineînțeles, mașinile de curse, raliuri sunt foarte interesante în viața mea pentru că este același nivel de adrenalină ca și în sala de operație, numai că e un pic mai deosebit. La un moment dat, din sala de operație este foarte excitant din punct de vedere că poți să-i dai pacientului o viață mai bună și, bineînțeles, să reușești să-l ții în viață și în cazul mașinilor de curse e un alt fel de, de plăcere care devine adicție după atâția ani. Este știut faptul că cine vizitează România se îndrăgostește de ea. Este și cazul de față. Urmărind imaginile, am completat. Cine vizitează televiziunea rămâne fascinat de tainele ei. În curând, medicul Mărmureanu va fi prezent la Formula 1, eveniment care se va desfășura în perioada 21-23 octombrie în Texas. A fost așa fermecat de vizita în TVR, încât nu ne-ar mira să cocheteze și cu statutul de prezentator, pe lângă cel de concurent la raliu. În concluzie, profesorul Alexandru Mărmureanu este exemplul clar care demonstrează că pentru a putea să-i ajuți pe cei din jur, e important să fii tu însuți bine prin echilibrarea vieții profesionale cu cea personală, dezvoltând continuu pasiuni și făcând ceea ce-ți place.